magie de Crăciun. Ne bucurăm de astfel de momente pe care le putem petrece împreună prin cântec și emoție. Crăciunul este o sărbătoare ce atinge inimile fiecăruia dintre noi și ne ajută să reflectăm asupra tuturor lucrurilor bune sau mai puțin bune din viața noastră. La fel și noi avem prilejul să vă cântăm sufletele cu melodii care de care mai frumoase și mai sensibile pentru a expune pe scenă munca noastră din acest an. Sperăm să creăm magie și de data aceasta și să trăim împreună cele mai frumoase momente pe mergătoare sărbătorii nașterii Domnului. Spectacolul nostru va debuta cu un colind din vremea copilăriei, atunci când troienele de zăpadă erau cât casa și copiii erau mai fericiți ca niciodată când ieșeau la săniuși. În aplauzele dumneavoastră, o invităm pe scenă pe Ana Maria Câțu cu colindul Deschide ușa creștine în stil folcloric. Ei, și dacă ne primiți cu primul colind, trebuie să ascultăm și pe micuța Maria Bradu, care ne va spune o poveste de Crăciun. Să ne primim cu aplauze! Bună seara și bine v-am găsit! Să ne mulțumim.
Scule-ți
cei mici, vă rog să o susțineți și pe mezina grupului, Eva Cebotaru, să vă ofere puțin din bucuria sosirii iernii cu piesa Iarnă, bine ai venit! Antonia Graur ne va interpreta la pian colindul Dom Dom să înălțăm. Veseliua fiind toi cu zâmbitoarea Sofia Vrancea, care ne va spune o poveste despre bunul frumos Crăciun. Iar cu colind emoționat vine Mihaela Mânea și ne va interpreta Din cer senin. Este prima lor apariție, așa că primiți-le cu aplauze puternice pentru a le da curaj.
suflet să ne cânte că a venit iarna. Matei Dragomir ne va interpreta la pian colindele We Wish You Merry Christmas și Deck the Halls. Iar Sofia Cojucaru va menține tonusul pieselor ritmate și va interpreta piesa Milioane. Aplauze! Yeah.
Acum muzica este limbaj universal și nu are nevoie de cuvinte pentru a fi simțită și trăită, vă invităm să ascultați un super colind, Mary Did You Know, în interpretarea Mariei Nedelcu. Evelyn Sandu, după doar câteva ore de pian, ne va interpreta colindul Astăzi s-a născut Hristos. Iar Ioana Ghenuche ne va spune cât de bine ne putem distra de Crăciun. Bună seara! Thank you.
Dacă iarna ne privează momentan de aici să-i fugi, Irina Irimia ne va cânta cu piesa Fluturi de zăpadă, după care Eric Cobzaru ne va interpreta la pian coletul englez God Rest You Merry Gentlemen și cu piesa Veniți la Veneia, iar Ingrid Dragu ne va bine dispune cu piesa Jingle Bells Rock. Bună seara! Thank you.
Schimbăm puțin registrul și invităm pe Ionelia Apostu, cine va interpreta colindul Sufereasă la om bun. Iar cu mesajul De Crăciun deveni mai bun, vine Ana Maria Bocu. Robert Vișoiu ne amintește și el din clipele frumoase cu piesa Last Christmas, piesă dedicată tatălui său. Răzvan Gândeanu ne va interpreta la pian piesele Bună dimineața la Moș Ajun și Zurgăle. Iar Alexandra Panaitescu ne va spune o rugăciune de Crăciun. Aplauze! Bună seara! Thank you.
mulțumesc! Bună seara! Thank you.
Thank you.
Ultimele momente muzicale vor fi marcate de Jessica Stradular, care ne va cânta cu coridul Bună seara, gazdă. Lorena Antichi ne va interpreta cu mare emoție alături de sora ei, coridul Florele Dale. Alessandro Nicchioru ne va interpreta la pian piesele Carols of the Bells și Rivers Flows into You. Valerian Sâmbău va interpreta bine cunoscuta piesă Hallelujah. Iar Alessandra Gheorghiță va încheia recitalul nostru cu piesa Din cerul minge alb. Bună seara și bine v-am găsit!
Bună seara și bine m-am găsit! Jingle bells, jingle bells, jingle bells ring, so ring the bell, ring the bell, push us up and down.
O să rămân aici. Acestea fiind spuse, acesta a fost recitalul nostru. Mă am este rândul meu să am emoții, ca de obicei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Noi am încercat să ne pregătim cât mai mult, emoțiile sunt foarte mari, credeți-mă. Unii nu mai erau sânge în palme, erau atât de reci și tremurau, efectiv. Dar ei au dat ce au putut ei să dea mai bine. Au cântat cu sufletul, au cântat cu inima. V-au cântat. Să știți că la concurs, cei care merg și la concursuri, mare parte din ei, nu au atâtea emoții cât emoții au în fața dumneavoastră, la părinți. Pentru că ei știu că părinții sunt cei mai mari critici pe lângă Doamnă. Mulțumim! Mulțumesc eu încă o dată, ca în fiecare an. Mulțumesc pentru sprijin, mulțumesc pentru suport și pentru ei și pentru mine, că este nevoie de fiecare dată. Eu iubesc pe ei tare, tare mult și știu lucrul ăsta. Vă iubesc tare și știți că vă spun mereu lucrul ăsta, chiar dacă uneori vă și cer, vă cer cu toată inima și cu toată dragostea din lume. Vă mulțumesc că faceți parte din viața mea, vă mulțumesc că îmi faceți viața mai frumoasă și ușoară și că datorită vouă și prin voi fac ceea ce îmi place și mă simt cel mai iubit dintre pământeni. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră și cum, ia spuneți voi, când coborâți de pe scenă, la un concurs sau la un spectacol, după ce vă laud și vă zic că a fost bine și vă pup, ce mai zic? Că puteați mai bine și mă cer, nu? Dați-mi voie să vă cer și pe dumneavoastră. Data viitoare am nevoie de mai multe palme. Ați fost foarte săraci în aplauze. Am nevoie de încurajare, am nevoie de susținere. Pentru ei fiecare pălmuță contează. Mulțumesc. Nu vreau să vă cer. Altfel nu sunt eu. O să cântăm Moș Crăciun cu Plete de Albe. De fapt, voi o să cântați, eu o să fiu cum așa. Da? Și o să vă ofer, ca de obicei, Crăciunița negru, nu prea merge, dar e bine așa. Mulțumesc, felicitări, sunteți minunați, vă iubesc de nu mai pot și o să ne vedem anul viitor și mai multe cercuri și mai multe piese și muncă mai multă și mai mult. Mulțumesc!
slujbe de ordine. Da, mai bine așa. David, Eva. Hai, David, hai! Și, bineînțeles, după aceea rămânem și la poze. De plăcere. Maria. Alexia. Maria. Nu plec. Am uitat! Mama și bunica Jessica le-a pregătit copiilor câte un covrig. Ne-a adus și un colac, ne-a adus și un covrig. Cine vrea să vină să rupă din colacul ăla așa mare și frumos? Mare caz! Da. Maria? Matei? M-a întrebat cineva la un moment dat de cutia despre care am scris pe grup. Cutia este aici. Cine vrea, cât vrea. Știți că noi, pentru cei mai vechi, știm că noi am mai ajutat și copii cu autism și mămici de copii cu probleme. Și cine vrea, cât vrea, cum vrea, pune cutiuța respectivă. Eu banii aceia o să-i donez și o să-i dau către asociația Hope and Love for Life pentru doamna Rințivoi de data asta. Doamna Mihaela. Așa că... Am uitat să-i mulțumesc Valeriei pentru prezentare. A fost foarte convingătoare și responsabilă, deși e doar clasa a 5-a. Și prietenii mele care m-au ajutat cu cadourile pentru copii. Miruna? Irina, Eva, Dan.